Bună ziua, dragii mei! Vreau să povestim astăzi un pic despre cât de important este să avem independență financiară. Indiferent de vârstă, indiferent de statutul social, indiferent că suntem femei, bărbați sau tineri adulți, este important să avem bani puși deoparte, să avem economii. Este important să avem un plan cum să facem rost de economii. Și este foarte important, la fel de important, să dezvoltăm o strategie care să ne apropie de prosperitate, de prosperitatea financiară. Nu este o rușine să vrem să avem bani. Nu este o rușine să vrem să avem bani mulți și puși deoparte. Rușinea este felul în care vrem să dobândim bani. Vrei să furi, vrei să păcălești, vrei să combini și cineva are de suferit? Atunci da, acolo îți poți da voie la jene și la rușine. Dar că vrei să te concentrezi o bună perioadă din viața ta pentru a dezvolta zona financiară a vieții tale, aia nu este o rușine. Că vrei să te îmbraci ponosit o perioadă, dacă vrei să faci tot soiul de munci care nu sunt neapărat de bon ton cu statutul tău social, nici aia nu este de rușine. Așadar, vreau să vorbim astăzi un pic despre cât de important este să identificăm ce anume, pentru unii dintre noi, nu pentru toată lumea, ce anume în mintea noastră nu ne dă voie să dezvoltăm această idee de prosperitate și de abundență financiară. În primul rând vine de la părinții noștri. Noi venim dintr-o mentalitate foarte învechită și rupestră și primitivă, cum că este suficient să ai un acoperiș deasupra capului, este suficient să ai sănătate și dacă le ai pe astea, toate se rezolvă de la sine. Numai că, din păcate, secolul 21 demonstrează că nu este suficient să ai un acoperiș deasupra capului și sănătate pentru a avea o viață de calitate și pentru a fi viabil pentru viață. Secolul 21 ne-a demonstrat că trebuie să avem grijă și de pensiile noastre, trebuie să avem bani puși deoparte pentru educația copiilor, sistemul de sănătate nu mai face față în a avea grijă de noi atunci când avem nevoie de tot soiul de îngrijiri, poate unele mai speciale. Și atunci vin buzunarele noastre care compensează ce statul nu poate. Părinții noștri, trăind în comunism, știau că, într-un fel sau altul, statul le va rezolva pe toate, da? Te duceai pe poarta oricărui spital și, indiferent de problemele pe care le aveai, statul rezolva. Plătea partidul, plătea tătul. Noi, generația care ne-am născut după Revoluție sau imediat înainte de Revoluție, pentru noi nu aia este realitatea. Și atunci nu ne folosește bagajul de informații care a fost dat mai departe de la părinții noștri către noi atunci când vine vorba de relația noastră cu finanțele noastre. Ba, dimpotrivă, acea mentalitate pe care ei ne-au dat-o acum ne pune piedici, pentru că deseori vezi femeile, de cele mai multe ori se întâmplă asta femeilor, intră în căsnicii, convinse cumva că bărbatul va suplini toate nevoile ei. Și pe vremea lui Ceaușescu oamenii nu dădeau divorț așa cum dau acum, nu? Era rușine. Și atunci cumva femeia avea un loc cald, ea și copiii ei, o viață întreagă. Mai mult decât atât, pe vremea lui Ceaușescu, cuplurile intrau într-o casă ce devenea proprietatea lor, nu existau oamenii străzi. Acum femeile se mărită și nu au neapărat o casă pe numele lor. Femeile se mărită, iar cu foarte mare ușurință se dă divorț, după cum putem vedea. Și atunci, femeia mai mult ca bărbatul, din punctul meu de vedere, pentru că este vulnerabilă din pricina copiilor, trebuie să gândească un plan și o strategie financiară. Am întâlnit foarte multe femei, atât în zona rurală, cât și în zona urbană. Pozițiile sociale fiind diametral opuse, cu toate acestea aveau același soi de griji când puneau capul pe pernă. Și anume, bărbatul a decis să plece, bărbatul a decis să nu mai dea așa de mulți bani în casă, bărbatul a decis ca banii să fie folosiți doar într-o anumită zonă a vieții lor de familie și ea se milogea pentru o sticlă de șampon sau făcea tot soiul de munci pe unde putea, doar o putea să-și cumpere și ea o cutie de vopsea de păr. Asta se întâmplă foarte des în zona rurală. În zona urbană,
îngrijorările sunt că trebuie scos copilul de la școala privată pentru că tatăl și-a luat amantă și nu vrea să mai plătească școala, mama rămânând cu stresul și grijile, sau că nu mai sunt bani de haine, nu mai sunt bani de benzină pentru bolid. Indiferent care sunt problemele, atâta timp cât ele sunt percepute cu îngrijorare, ele sunt la fel de serioase, fie că este în zona rurală sau cea urbană. Paradoxal, indiferent că femeia era în zona rurală sau cea urbană, erau la fel de blocate atunci când venea vorba să dezvolte o strategie financiară sau care ar fi pașii care să le ducă spre prosperitate. Nimic mai simplu. Identifici ce resurse ai. Am avut o clientă în zona urbană, a avut foarte mulți bani pe mână prin prisma soțului care nu voia să-i mai fie soț. Și când am pus-o să-și identifice resursele, a identificat foarte multe bijuterii. Am întrebat-o dacă are nevoie real de acele bijuterii, a spus că evident că dacă se asortează cu pantofii, se asortează cu părul, se asortează cu primăvara. În cele din urmă, după mai multe întâlniri cu ea, am decis că renunțarea la acele resurse și investirea lor în viitorul ei ar fi o idee mai bună. Și în cele din urmă a avut înțelepciunea de a-și vinde inelușele, brățărelele și ce mai primise pe parcursul căsniciei și a investit într-o mică afacere care îi asigură viața de zi cu zi. Totodată, cu multă înțelepciune, acea femeie și-a scos copilul de la școala privată pentru că, așa cum spuneam, soțul nu a vrut să mai plătească și ea nu putea să ducă acele cheltuieli pentru că n-a avut niciodată serviciu, pentru că el i-a spus că nu are voie să aibă serviciu, pentru că nu are nevoie să aibă serviciu, așa o fată frumoasă ca ea. Ea l-a crezut că o fată așa frumoasă și tânără ca ea nu are nevoie de serviciu, dar uite că după ce i-a făcut un copil și după ce fata frumoasă a devenit în ochii lui ca oricare alta, și-a dat seama că a pierdut foarte mult timp, timp în care ar fi putut să investească într-o specializare, într-o meserie, într-o școală, într-o diplomă și așa mai departe. Povestea continuă că ea și-a scos copilul de la școala privată, s-a mutat în zona rurală, lângă familia ei și împreună cu ei au dezvoltat o mică afacere de familie. Nu mai are viața glamuroasă pe care o avea odinioară, dar și-a dat seama că înaintea glamurului are nevoie de siguranță și de certitudini. Siguranță și certitudini pe care ea și le poate oferi. Și pentru prima oară, viața îi se pare mai frumoasă și mai plină de însemnătate acum decât atunci când soțul decidea la ce restaurant să mănânce, cât de la modă să-i fie hainele sau nu și în ce excursii să meargă. Foarte înțeleg din partea ei. Similar, o femeie din zona rurală. Am pus-o să-și identifice resursele. O femeie foarte săracă. Mi-a spus la început, plângând și smulgându-și părul din cap, că bărbatul a plecat, a lăsat-o cu doi copii foarte buni și că ea nu are nimic. Că ea, înainte de a se muta la țară, locuia la oraș cu părinții ei și că a crezut într-o viață frumoasă alături de acest bărbat care, cele din urmă, ce să vezi, s-a răzgândit. Nu toți bărbații așa sunt, evident. Sunt pe lumea asta bărbați absolut extraordinari, dar uneori facem alegeri neînțelepte și vom vorbi despre asta într-un alt material. Am pus-o pe femeie să-și identifice resursele și, la fel, după zile în care nu putea să găsească nimic pentru că n-avea nici covor în casă, am identificat împreună resursa numărul 1 și anume grădina. Ea avea o grădină, ea avea o proprietate, ea avea o zonă la care avea acces fără să ceară permisiune nimănui, pe care o putea transforma în tot ceea ce ea își dorea. Și acestea fiind spuse, am reușit împreună cu ea să facem un plan de afacere pentru acea grădină. Frumusețea situației este că în momentul în care, la fel ca și prima poveste pe care v-am spus-o, în momentul în care a identificat resursele pe care le are, a putut să vină cu un plan, evident și cu ajutorul nostru al comunității. În momentul în care a văzut că ea are o grădină, și când a înțeles ce fac alții cu aceeași dimensiune de pământ, a început să prindă curaj, a devenit mai optimistă și a început să-și creioneze un plan.
Un an mai târziu, această femeie vindea la poartă legume. Această femeie vinde găini peste tot, toată lumea o știe că ea vinde găini, toată lumea știe că ea vinde ouă, toată lumea știe că ea vinde pui de țară la oraș. Fiecare dintre noi are o resursă care poate să ne asigure prosperitatea. Repet, indiferent de nivelul nostru social, fie că este un talent, că știi, te pricep la copaci, fie că am chiar o cunoștință care vrea să se retragă și mi-a spus singurul lucru pe care știu să-l fac este că mă pricep la copaci. E, uite că sunt foarte mulți alții ca noi care nu ne pricepem la copaci. Avem copaci frumoși în grădină, dar nu știm să îi îngrijim. Și ce să vezi? Ne-ar plăcea să plătim pe cineva care să ne concilieze și să aibă grijă de copacii noștri. Ceea ce încerc să spun este că fiecare dintre noi are o calitate. Fiecare dintre noi este poate tipicar, este foarte răbdător sau se pricepe la zugrăvit sau se pricepe la tuns iarba sau fiecare dintre noi sau la gătit sau la avut grijă de copii sau de bătrâni sau se pricepe la electrice. Fiecare dintre noi are un har, fiecare dintre noi știe să facă ceva cu mâinile și dacă nu știe să facă la nivel de excelență, poate investi timp și informație pentru a dezvolta acel lucru la care se pricepe, pentru a-l transforma într-o zonă a prosperității. Așadar te întreb, care este talentul tău? La ce crezi că te pricepi? Ce-ți place să faci? Ce te vezi făcând? Pentru ce ți-ar plăcea să te dai jos din pat în fiecare zi la 5 dimineața? Care este zona vieții tale în care ai vrea să-ți petrești cel mai mult timp? Mă îndoiesc că este pe canapea la televizor. Mă îndoiesc că este în fața blocului la bârfă. Cu siguranță este o zonă din toată lumea asta în care tu ai vrea să îți petrești timpul. Să spunem că este croitorie, că este bucătărie, că este pictură, că are ceva legătură cu oamenii sau cu copiii, dar trebuie să identifici și de acolo pleci mai departe. 2. La ce ești dispus să renunți? La ce ești dispusă să renunți? Pentru a dezvolta acea zonă a vieții. În urmă cu ceva vreme am cunoscut un tânăr de 21 de ani care își dorea foarte mult să dezvolte ceva, o afacere, ceva care să-i aducă prosperitate în zona electronicelor, în zona cablurilor, a gadgeturilor. Și l-am întrebat ce îl împiedică să dezvolte zona asta, mai ales că îmi spusese că este foarte îngrijorat pentru viitorul său și al familiei sale, părinților lui de altfel, care sunt vârstnici. Mi-a spus că nu are timp. Dar am zis, ce faci toată ziua așa? Am 3 antrenamente pe zi și mă duc și la serviciu. Minunat! Dar la care dintre antrenamente ești dispus să renunți pentru a investi acea o oră, două, cât îți ia cu transportul, cu spălatul, cu pregătitul pentru antrenament, pentru a investi în a dezvolta această afacere cu cabluri și gadgeturi care s-ar putea să-ți aducă prosperitate? A zis că nu este dispus să renunțe la niciunul dintre antrenamente. Atunci știm cu toții deznodământul, nu-i așa? Hai să încheiem pentru astăzi și revin cu un material următor, unde vom dezvolta ideea prosperității într-un mod cât mai specific. Pa!